Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Așa? Mm-hmm. Și eu îți super mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Radu. Propun să începem. Iar prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Nu pot să spun că admir pe cineva cel mai mult, dar când m-a întrebat, mi-a venit în minte un domn. Un domn? Evident. Da, sunt. Pe care îl cheamă Dan Dimâncescu. Nu știu dacă ai auzit de el. Nu știu. Domnul acesta trăiește în America. Ok. Este consul onorific al României la Boston. E născut în afara țării, deși din părinți români. Tatălui a fost un mare diplomat în perioada interbelică. Într-o zonă similară, cumva, de... Oare și cum? Da, el a fost și ministru al turismului și propagandei în vremea lui Carol al II-lea. A contribuit și la conferința de pace, la conferința de pace de la Paris după al doilea război mondial. A fost o persoană foarte competentă, foarte importantă. I-a publicat recent memoriile fiului în românește, foarte interesante. Am aflat o mare de chestii. A luptat și în primul război mondial, zic bătrânul, tatăl. Da, da, da. Așa. E, fiul lui, care e un om de aproape 70 de ani acum, e un tip... Tinerel. Unul dintre cei mai inteligenți, carismatici, cu o inteligență emoțională foarte ridicată. Pozitiv, care reușește să adune oameni de valoare în jurul lui, un tip lângă care te simți bine, are foarte multe calități. Și a produs niște documentare foarte interesante despre istoria României, s-a implicat în tot felul de proiecte, e un mic mecena, vine foarte des în România. Paradoxal, nu vorbește românește, fiindcă toată lumea din jurul lui din România a vorbit engleză și s-a scuzat totdeauna că... N-am avut cu cine. Că n-a avut cu cine și că toată lumea îl înțelege dacă vorbește în engleză și da, că în română s-ar fi simțit penibilă. Și nu e o persoană publică, foarte, foarte publică, dar există o lume destul de vastă care a auzit de el și... Care... Deci el ar fi ca și... Da, da, îmi place, dacă într-o altă lume, într-o altă existență, mi-aș fi plăcut să fiu ca el. Dar n-aș put. Dar în cea reală, de acum, nu pot. E peste... În regulă. Ai încă o întrebare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Bine, acum câțiva ani am renunțat la fumat. Asta, dar, mișto, felicitări! Da, după 20 de ani de fumat. Da. Ce a fost declicul? O analiză la medic sau Nu. Pur și simplu, știam că e ceva greșit și m-am citit o carte foarte motivațională. Era și fetița mea care a început să mă întrebe de ce nu pot să mă abțin. Deci ești tot timpul pe balcon. Bun, dar revenind la întrebarea serioasă... Da. Mi-am asumat să popularizez istoria prin ilustrațiile mele. Bine, asta e meseria mea. O să mai revin după aceea. Sigur. Dar, deși răspunsul meu nu știu dacă se potrivește la fix cu ce vreau... Hai să vedem. Vedem. Mi-am asumat, chiar cu riscul de a fi puțin stigmatizat, de a populariza istoria României, mai ales pe canale de socializare, dar și în cărțile pe care le editez. Da. O istorie non-naționalistă, cât mai aproape de corectitudinea istorică, fără influențe ideologico, propagandistico, naționaliste, așa cum totuși am fost scrisă istoria României cam de 150 de ani încoace, cu mici excepții, cel puțin la nivel de popularizare, nu neapărat academic, deși și cea academică a fost afectată de acest tip de scriere.
Atât prin scrie, cât și prin ilustrații. Că eu fiind ilustrator de istorie, de arheologie, da. Monumente, că nu m-am prezentat, poate. Da. Vreau să-ți oferă ție satisfacție. Și te pun într-o zonă de care te simți bine cu ceea ce faci și da, ce crezi. Da, deși ca care era sfârșitul întrebării, că... Dacă se schimbă, cum îți schimbă viața în sens pozitiv? Nu mi-a schimbat-o nici în rău, nici în bine. Da. Adică e mai cu un bine decât rău. Balanța înclină spre bine. Da, da. Îmi dă satisfacții profesionale. Ceea ce înseamnă bine. Cu siguranță. Timp. Că au mai fost momente dubioși, oameni care n-au acceptat, au avut disonanțe cognitive și n-au acceptat chestia asta și m-au înjurat, asta e cu totul altceva. Face parte din joc, cumva. Exact. Bine. Dacă ar fi să înveți pe cineva așa un lucru sau concept, care ar fi acela? Păi da, că chestia în care activezi, deci totuși e zona educațională. Practic, da. Învăț pe oameni. Deja faci asta? Da, da. Da. Prin meseria mea... Cere natural să se întâmple lucrul ăsta. Fac educație, deci învăț oamenii. Uh-huh. Și îmi place să... Totdeauna... E ceva pe care pui accent? Nu știu, fie că ține de disciplină sau apar. Nu există un domeniu neapărat al... cel puțin al zonei istorice, da, care mă preocupă mai mult sau mai puțin. Antichitatea și Evmediu, dar am avut preocupări și pe zona modernă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Una dintre cărțile publicate da de mine în ultimii, în 2015, a fost o carte despre castele și cetăți de pe teritoriul României. Este făcută, scrisă, ilustrată, machetată, publicată și distribuită de mine personal. A fost un efort mare, am lucrat vreo 2 ani la ea, dar aveam în spate o documentare de ani de zile. Foarte, foarte bogat ilustrată, foarte ușurel și facil de citit. A fost un succes comercial foarte bun, am avut 3 tiraje, da, și continui cu încă 2 volume, la al doilea volum lucrând acum. Deci, super tare, felicitări pentru da reușită. Mersi. Deci, asta e. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri nebunesc? Stai un pic. Da, îmi vine în minte... Uh-huh. Tot ceva din zona istoriei, și anume, așa, așa numita demitizarea istoriei. Ok. Demitizarea istoriei este un fenomen care a apărut odată cu o carte scrisă de istoricul Lucian Boia la sfârșitul anilor 90, da, că se numea Mici mitologie în ceva istoria României, da, și care a creat un fenomen de reînțelegere a istoriei la toate nivelele. A existat o generație de istorici școlită în anii 50, 60, 70, care au opus o rezistență destul de mare și au avut au pus o rezistență în zona asta, da, și care consider că fenomenul ăsta este o extremă. Consideră că dacă naționalismul promovat de istoriografia comunistă a fost o extremă, și demitizarea istoriei este considerată cealaltă extremă. Uh-huh. Deși demitizarea nu implică nimic fals sau colorat în culori frumoase, ci este istoria curată, neafectată ideologic sau propagandistic sau patriotic, absolut pus deloc. Pus accentul doar pe adevăr. Da, atât cât este cunoscut. S-au speculat, dacă e cazul, într-o direcție care să nu fie una glorios,
Umflată. Umflată, da, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Da. Ce ai pune, da, pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Nu știu ce aș pune, dar se pare că e un fenomen care afectează cam, cel puțin, vestul, jumătatea nordică, vestul lumii, Occidentul, dar inclusiv pe noi. Este un fenomen social care... Da. Populismul. Și aș... Populismul folosit de politicieni din foarte multe locuri, de la din SUA până în capătul cealalt al lumii. Ei, dacă ar fi să-mi imaginez așa, și mai ales că este ușor de înțeles de toată lumea. Nu știu ce aș pune, ar trebui să mă mai gândesc, dar ăsta ar fi tema. Asta ar fi tema. Populism. Pe care... anti. Anti, ok. Antipopulism. Ok, deci asta e direcția, dar nu... Nu e neapărat ceva, cum o imagine, un cadru exact. Nu. Ok, nicio problemă. Nu-mi e nicio problemă. Exact ceva acum. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume, pe ceva ce ai de făcut? Când sunt acasă, da, îmi pun un film. Un film. Asta dacă... Da. Deci nu pun varianta în care mă... Nu discut despre varianta care mă deprim și mă, okay, și mă uită o formă de relaxare, cumva. Da, da, găsesc o formă de relaxare și cea mai la îndemână este să mă uit un film, da, dacă ieșiți mai pe seară cu un pahar de vin în mână. Asta, da, este suprema relaxare din ultimii 2-3 ani. Ok. Un film și un pahar de vin roșu. Absolut, întotdeauna. Și deci asta fac în momentul în care îmi pierde puterea de concentrare, da, în zona de lucru. Când ești acasă. Da, da. Și când nu ești acasă? Ai ceva care, nu știu, un obicei care funcționează la fel? Nu-mi vine în minte. Când sunt acasă pot să fie într-o grămadă de alte situații care să... Necesitează altceva în momentul ăla. Da. Mhm. Deci cel mai des... Asta se întâmplă. Asta, nu, cel mai des mi se întâmplă să am, să lucrez acasă și să... Înțeleg. Mă blochez, să nu mai am chef și să fac chestia asta. Să apelez la vinul roșu și un film bun. Da. În regulă. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Cum să... Ai fi plătit în fericire. Dacă oamenii te-ar plăti în fericire, cum ai deveni bogat? Mi-aș... Cred că mi-aș vinde desenele, iar fericirea pe care o provoc, da, oamenilor din jur, cred că mi-ar fi de ajuns. Dacă... Da, cred că tot în zona de asta strict chestia de artă, fiindcă asta se pare că creează cele mai multe emoții pozitive. Da. Și dându-le primesc înapoi aceste monede de fericire, un fel de like-uri de Facebook, bă, așa mi inspiră. Da. Super tare. Da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Băi, aici e simplu. Cărțile mele. Ceea ce se și întâmplă. Se și întâmplă deja. Da. Dar am câteva preferate. Am două cărți care îmi plac mie foarte mult. Cea mai comodă de făcut cadou. Dar asta merge mai mult pentru bucureștin, dar nu numai. Este o carte care se numește Bucureștiul Belle Époque, care este o carte cu fotografii vechi, da, cu Bucureștiul înainte de 1900 și puțin după. Okay. Și la care am muncit destul de mult pentru selecție și care e foarte frumoasă și elegantă și ca obiect și ca... Și a doua ar fi cartea care am pomenit-o mai înainte, cea cu Castele și cetății. Uh-huh. Astea deci cele două sunt cele mai dragi, da, și astea le-am și dat foarte des ca cadou, ca să zic așa. Ca cadou. Ce frică ai depășit
și ce ai învățat din experiența respectivă? Adevărul e că n-am depășit nicio frică. Și din potrivă, tocmai mi-am creat altele noi. Lista s-a făcut mai mare, nu mai mică. Da. E o perioadă care înclină către chestii depresive. Da, nu știu ce să zic. Dar uite, dacă nu ai depășit și ai acumulat, te-ai dus în direcția inversă cumva, ți-a adus vreo perspectivă? Faptul că ai învățat ceva din ideea asta, că pe măsură ce ai căpătat mai multe frici, ți-au adus o învățătură, nu știu, pildă să numim? Nu, că sunt chestii care nu le pot controla, nu știu, adică sunt, nu știu, apar niște mici, se pare că la vârsta de mijloc apar tot felul de frici legate, mai ales de, nu știu, de bătrânețe, de boală, de chestia asta. Acum 2 ani ne-a murit tatăl meu, știi, și chestia asta mi-a apar întrebări. Da, el care toată viața îl știu, se om sănătos și așezat și care mi-l imaginam că va fi de lungă durată sau va trăi forever, știi? Da. Și m-a speriat un pic, știi, așa, știi, și m-am văzut și pe mine în pielea lui, că o să ajung și eu acolo. Și a fost așa, o mică chestie care mi-a creat o mică depresie în perioada aia, știi? Nu e ceva specific mie, am înțeles că multora li se întâmplă când li se întâmplă genul ăsta de eveniment. Da, când îți moare primul părinte, mai ales când nu e chiar foarte, foarte bătrân, e wow, așa un pic, știi? Te bulversează și începi să te gândești și tu că o să-l urmești tu la un moment dat. Și asta e un pas. Da. Ok. Chită nasoală. Da, zi. Cărui fapt atribui cele mai mari eșecuri din viața ta, dar cele mai mari reușite? Wow. Eșecurile... le leg de ideea preconcepută că oamenii sunt mai inteligenți decât sunt în realitate. Pornesc deseori de la premisa că știu deja. Că oamenii sunt deștepți și mișto. Și asta e suficient. Bine, da, din cauza asta au apărut eșecuri. Niște dezamăgiri care au dus uneori și la eșecuri. Da, iar partea iar, de... Iar succesele, nu știu, cred că au legătură, acum fără nicio falsă modestie, cred că au legătură cu propriile mele calități, adică naturale, gen, nu știu, talent, creativitate, curiozitate, dorința, pedanterie în a fi... Perseverență. Cât, da. Nu neapărat perseverență, că sunt destul de leneș și așa. Dar nu, perseverez în anumite chestii. Da. Nu sunt cel mai harnic, dar compensez prin... Deci ideea de calități a dus către reușite, cumva. Absolut. Indiferent ce ar însemna cele pe care le-ai avut un calități care au dus la muncă susținută și produse și rezultate de calitate care la rândul lor au dus la succese. Asta este așa... Asta e firul. Firul, exact. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? La întrebarea asta, da. Asta e mai complicat, fiindcă există mai multe tipuri de a pierde totul. Cu siguranță. Adică poți să te întorci acasă și să-ți găsești casa arsă, dar pierzi haine, bibliotecă, mobilă, casa, rămâne doar niște pereți afumați. Negri, da. Dar rămâi tu sănătos. Întreg și sănătos cu familia. Ai varianta în care era și familia în foc și ai pierdut și pe aia, sau erai și tu în foc și ai supraviețuit, dar eventual fără mâini și picioare. Ceva de genul ăsta. Adică pentru fiecare variantă... E alt răspuns. Alt răspuns, da, exact. Pentru prima variantă este cel mai bine, că îți rămân unele chestii pe care le poți face tu. În ultima variantă, în care nu mai poți face nimic și tu, atunci ai chiar cel mai nasol și...
atunci nu prea mai... Nu există de reguli pe care să-l urmezi neapărat. Da, nu știu dacă mai dat ceva un răspuns de genul ăsta? Au mai fost valențe, da. În zona așa. Dar nu... Nu neapărat așa expus. Da, atâta timp când... Din nou, nu e greșit sau corect. Da, e da. E răspunsul tău. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? M-am mai gândit la chestia asta. Dacă cu mintea de acum... În timp. Dacă cu mintea de acum m-aș întoarce la 20 de ani, eu având acum 48... Mulți înainte. Aș i-a spune să se focuseze pe... Mai multe lucruri, eu am pierdut foarte mult timp, da, făcând chestii care îmi făceau doar plăcere, tot în zona meseriei mele artistică, de ilustrație, dar am avut foarte multe proiecte care nu au fost viabile, dar care le-am făcut din pură plăcere. Dar am pierdut foarte, foarte mult timp în gol fără niciun rezultat de niciun fel. Și aș fi recomandat eului mai tânăr, da, să se focuseze pe proiectele, pe ideile care dau rezultate mai valoroase, uh-huh, în timp. Uh-huh. Și cele făcute doar din pur entuziasm, și nu vorbesc aici de hobby-uri, da, hobby-urile sunt bune, ci chestiile tot de meserie, știi, pe care am sperat eu că o să iasă ceva, dar n-a ieșit și ar trebui să-mi dau seama că nu o să iasă. Ok, deci o alegere, un filtru mai bun asupra proiectelor pe care... Exact. Da. Zona asta. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să-și facă treaba foarte bine, nu știu, să... Ce presupune să-și facă treaba foarte bine? Sunt tu cum faci treaba foarte bine, uite? Să mă țin de să mă focusez pe proiecte solide și da, să le bine gândite și să le și finalizez în... Tot procesul să aibă un capăt. Să aibă un capăt și o finalitate... Calitativă. Da, exact. Okay. Cât mai bună. Asta este pentru meseria mea, știi? Da. Stând în alte meserii unde poate nu se aplică chestia asta, știi? Nu știu, mă gândesc un agricultor. Dar și el trebuie să aleagă ce cultivă și să... Și, da. Cumva e ideea de să știi ce vrei la capăt, adică să știi cum vrei să arate produsul final. Exact. Da. Și să-ți depui energia pas cu pas. Exact, și să nu o lălăi și să nu te pierzi în alte chestii care nu te ajută. Deviază de la... Da, exact. Deci vorbim strict de lumea mea și de domeniul, da, meu. Știi? Exact. Da. Ok. Asta ar fi. Și să le și termin, da. Dacă auzi cuvântul succes... La ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Nu știu, în momentul ăsta? În momentul ăsta. Aici, în zona Unirii. La un 439. Nu știu de ce mi-vine în minte... niște false succese care le asociez cu înscrierea în PSD. Adică dacă vrei să ai succes în România începutului de an 2019, înscrie-te în PSD. Orice altă variantă implică mult prea multă muncă și nu înseamnă neapărat și talent și nu neapărat garanția succesului adevărat. Dar dacă vrei să ai un succes garantat cu investiție minimă, asta ar fi, trebuia să te înscrii. Politică, dar nu oriunde, în acel partid. Vorbind serios, chiar nu vine în minte, acum, nu știu. Da,
Nu pot da acum un răspuns spontan. Rămânem la PSD atunci. Da, 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 la această... Ok. Care nu s-a avut neapărat glumă, ci chiar... Are un sâmbure de adevăr. O, da, o, da. Sunt atât de mulți oameni care au avut succes fără să aibă nimica, nici un pic de valoare, încât, da. Ok. Ultima întrebare, Radu. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe? Nu ai vrea să-ți finanțezi următoarea carte? Sau mai bine, nu ai vrea să te finanțezi pentru următoarele 10 cărți? 10 cărți. Iar tu să nu trebuiască decât să lucrezi la ele și să fără să ai grijă a zilei de mâine? Bă, nimeni nu mi-a pus întrebarea asta. Ești... Și ar fi binevenită. O, da, o, da. Okay. Mi-au mai zis niște prieteni pe Facebook că bă, tu ar trebui să fii întreținut de o entitate care și să nu faci decât să lucrezi și să creezi chestii frumoase și bune și să nu mai te pierzi în detaliile logistice. Cam așa ceva. Uh-huh. Și să nu faci griji că dacă se vinde, dacă nu se vinde, dacă câștigi sau nu câștigi, dacă e rentabilă sau nu e rentabilă. Dar... Tu doar să creezi. Da, da, da. Și pe urmă, o investiție de... Că prostii nu cred că aș face. Ok, Radu. Eu îți mulțumesc, e gata. Ăștia